Mai avem și aici unul, o să încercăm să-l facem și pe acesta. Din păcate bate vântul destul de rău. Și cam îndepărtați mugurii, dar am primit un star mic. Pot să fac doar două altăiri cu el. Din păcate și trebuie să încerc. Ștergem mugurile ca să nu mai dea creștere de acolo. O tăietură destul de curată pe altoi. O contratăietură pe spate, mică, foarte mică. Și tot pe spate desfacem cambiul, pielița aceasta. Cam câțiva centimetri, 2-3 centimetri. Această procesiune și pe acesta. Deci o tăietură oblică, curată, o contratăietură mică și unde am făcut contratăietura, ducem până jos despicătura la 2-3 centimetri. Facem un oglind. După care altoiul trebuie să vină în oglindă să unim cambiul. Ok, potrivim un pic mai mult ăsta. Majoritatea altoirilor le-am făcut vara cu metoda asta. Mi se pare cea mai bună pentru că găsești altoi peste tot. Tăiem surplusul aici. Tăiem surplusul și aici. Cu grijă și fără grabă. Ok, la strângere, dacă se vede, ele se întrepătrund și la strângere formează un pic de... formează un Z, să zicem, și cambiul vine unul peste celălalt. Repejur. Să fim atenți să fie destul de bine poziționat. Strâns, dar nu ferm. La mine metoda asta a dat rezultate bune, v-am zis. Drumul până o prindeți. Cum se face? Acesta este parafilm, este o folie cerată, specială de altuit, luată din Dedeman. Este și foarte ieftină și foarte sigură. Bineînțeles, mă uităm de vârf. Deci hidratarea este foarte mare pentru metoda asta, mai ales că se face în timp, pe timp de vară. Dar, mai ales acum stă să plouă, cred că câteva zile va mai ploua, e ok. Punem și o pungă în capăt. Cam asta e toată.
și ca idee, aici lângă ăsta pe care l-am altoit, o să vă arăt tot în Z, acum 2 ani. Acesta este un piersic de toamnă și pe el un împăratul purpuriu altoit în Z. Ia uitați! În verde s-a calusat fără probleme, pe o creangă mică, e frumos. Sperăm să fie ok. Multă baftă, prieteni, încercați să altoiți, nu aveți nimic de pierdut, doar de câștigat experiență. De cele mai multe ori puteți da greș, cum am dat și eu, dar de multe ori să și aveți cu succes și învățați. Toate cele bune, prieteni, să ne reauzim cu bine!